Facem treaba exact cum trebuie, stăm grupați, suntem agresivi și atunci când avem ocazia reușim să înscriem. Te-a motivat faptul că Nico ți-a zis că o să ajungi la Națională, că ești următorul? Am văzut și declarațiile lui Marius Niculae și declarațiile domnului președinte. Mă bucur acest lucru. Sper să fiu un Miu Ioniță și să revin acolo unde am fost acum 5 ani. Pentru că am muncit din greu, am trecut prin multe și merit acest lucru. Era cazul să mai întoarcă roata, să obțin și noi o victorie aici. Ne-au bătut și Liga 2, și în Liga 1, pe unde ne-au prins. Mă bucur că s-a întors soarta, felicit toată echipa și mă bucur că am obținut cele 3 puncte. Avem încredere, pentru că arătăm bine și se vede atunci când intrăm în teren cu atitudine, cu dăruire, cu mândrie că purtăm tricoul Rapidului, e greu să ne bate cineva.